Eu întotdeauna am fost o fire artistică. De mică îmi plăceau culorile, îmi plăceau formele, tot timpul confecționam ceva, nu știu, cream flori din pănuș, le vopseam, după aia mergeam pe stradă și le vindeam. Deci tot timpul am fost așa atrasă de partea asta. Chiar liceul l-am urmat de profil artistic, după care și facultatea. La facultate am ales fotografia pentru că mi se părea fascinant cum poți să surprinzi un moment atât de trecător care nu va mai fi, să-l surprinzi printr-un simplu click. Răsfoind într-o zi niște reviste, îmi plăcea să citesc reviste, să mă uit la imagini, să mă inspir, am dat peste un articol de machiaj și erau mai multe tipuri de machiaj de pe catwalk-uri. Și mi-a atras atenția în un mod deosebit și atunci m-am gândit cum ar fi să caut un curs de machiaj. Până la urmă avea legătură cu ceea ce făcusem până atunci, adică ar fi trebuit tot să mă joc cu culorile, tot artă e și asta, dar sub o altă formă. Cred că nimic nu se compară pentru mine personal cu satisfacția care o am în momentul în care clienta vine cu, nu știu, o față total obosită, tristă și pleacă de aici cu zâmbetul pe buze. Fiecare zi din viața mea la salon e diferită și cred că asta până la urmă e și farmecul acestei meserii, pentru că niciodată nu știi cu ce te poate surprinde, nu știi ce proiect nou poate apărea, primești un telefon sau te anunță cineva să mergi la o ședință foto și totul este așa spontan. Visul acesta să dețin propriul salon, să desfășor activitatea în propriul meu mediu, să îl organizez în așa fel încât să mă reprezinte în totalitate. Și am reușit să fac lucrul acesta cu Alin Cireș. Visul amândurora a devenit realitate și vin, deschid ușa dimineața și intru în locul pe care l-am creat noi. Locul care se numește Molecul. Practic o moleculă e formată din doi atomi, dintr-o legătură foarte strânsă. Și când am ales numele salonului, amândoi am considerat că ne reprezintă lucrul acesta. O persoană despre care întotdeauna o să vorbesc cu drag și care m-a schimbat total în ceea ce înseamnă această meserie e Romana Oaneș. Și faptul că nu doar am făcut un curs cu ea, ci am ajuns să lucrez efectiv în salonul ei, m-a învățat ceea ce înseamnă ordinea, ceea ce înseamnă perfecțiunea până la urmă în această meserie, adică atenția la detalii. Spiritul de antreprenor l-am preluat indirect de la tatăl meu prin faptul că îmi petreceam foarte mult timp cu el. Cred că cel mai important lucru pentru fiecare om e să creadă în el și în instinctul pe care el îl are, fie în a-și alege meseria, fie în a urma. Cred că instinctul acela e cel mai sincer lucru pe care îl putem asculta. Îmi plac foarte mult locurile în care sunt situate mai sus și de unde ai o priveliște de ansamblu asupra lumii. Chestia asta mă energizează și îmi dă așa un boom pentru următoarea săptămână. They ask me how I get it all done. Coffee and wine. Coffee and wine.